Să deschidem Cartea Domnului la Geneza, capitolul 39, și vom citi primele 6 versete. Geneza 39. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la izmaeliții care îl aduseseră acolo. Domnul a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să meargă bine ori de ce se apuca. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui și i-a încredințat tot ce avea. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură și plăcut la chip. Amin. Doamne, ne rugăm, cuvântul Tău cel bun să ne fie luminat de Duhul Tău cel Sfânt, pentru ca mințele noastre să-L primească cu bucurie. Doamne, dă-ne voință să-L împlinim în viața noastră de fiecare zi, pentru slava și gloria numelui Tău. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Pot să spun și eu, ca și Rodica, întotdeauna venim acasă, venim cu bucurie, până mai putem. Împotriva noastră este acum buletinul și nu numai cifrele de acolo se adună, dar se adună și neputințele care vin împreună cu vârsta. Ne bucurăm să vă revedem, ne bucurăm să vedem o biserică plină de tineri. E o bucurie specială să vedem atâția tineri care studiază într-o școală creștină. Pe vremea noastră, școala creștină însemna eventual școala de popi a ortodoxilor, care pregăteau preoții pe vremea aceea. Școlile pe care noi le-am parcurs n-au avut nimic de a face cu Dumnezeu, ci erau dimpotrivă contra lui Dumnezeu și a învățăturii Sfintelor Scripturi. Mi-am adus aminte de multe lucruri din Oradea, din timpul tinereții, uitându-mă la acești tineri atât de frumoși și plini de viață. Am fost odată la Arad într-o biserică și era la fel aglomerată ca și acum și plină de copii, de tineri. Lângă amvon, lângă mine, erau niște băieți care au fost cam răi. Și eu pe vremea aceea n-am avut suficientă răbdare și le-am făcut observație să fie mai cuminți. Pe parcurs am învățat să nu mai fac greșeli de genul ăsta, pentru că unul dintre ei mi-a trimis un bilețel la amvon pe care scria un singur cuvânt: prostule. Am înghițit greu cuvântul ăsta. După un timp m-am întors spre băieții și am spus: puteți să-mi dați și mie pixul ăla? Mi-au dat exact pixul ăla verde cu care au scris cuvântul. M-am întors spre băiatul ăla și am zis: poți să rămâi la urmă, că vreau să vorbesc și cu taică tot despre bilețelul ăsta. Săracul aproape că a intrat sub scaun. Eu îl știam bine pe taică sol. Ăsta îi sărea cureaua din pantalon singură. Și bietul copil știa ce urmează după asta. A stat ca pe spin la tot serviciul, la sfârșit. A rămas la urmă înghețat pe banca aceea și tremura. M-am dus lângă el, l-am luat după umeri și am spus: uite, eu m-am hotărât să nu te spun lui taică-to, dacă îmi promis să nu mai scrii bilete din astea, că nu e deloc plăcut. Chiar dacă ai dreptate uneori, nu e deloc plăcut să citești asemenea cuvinte. M-am îmbrățișat. Dacă am un prieten undeva la Arad, cred că l-am pe băiatul ăla, după o asemenea întâmplare. Este extraordinar să fii între cei tineri, între copii. Vreau să vă spun că copilăria noastră n-a fost atât de fericită ca a voastră.
Deși eram inconștienți de necazuri, de sărăcia părinților, de lipsurile care erau, copiii sunt fericiți practic întotdeauna, oricând. După ce am terminat facultatea, pentru că după moartea lui Gheorghiu Dej, după schimbarea lui de la putere, a venit Ceaușescu și ăsta la început a fost mai de treabă, a dat voie și copiii de pocăiți să intre la facultăți. Așa se face că în primii ani ai domniei lui Ceaușescu am intrat și noi o serie de copii credincioși la facultăți. Ne-am nimerit la Facultatea de Construcții din Timișoara trei prieteni foarte buni. Ne-au despărțit, locuiam și în aceeași cameră la cămin, ne-au despărțit să nu facem propagandă. E bine, la orele de curs stăteam împreună totuși unul lângă celălalt și profesorii ne știau cei trei sfinți. Și când profesorii îți spun că ești sfânt, trebuie să te porți ca atare, că altfel faci o reclamă proastă împărăției lui Dumnezeu. Și într-o zi ne-a venit o idee să plecăm într-o tabără studențească și ne-am dus la decanatul facultății. Eram printre primii la școală, am terminat printre cei mai buni studenți și credeam că suntem îndreptățiți după rezultatele noastre de învățătură să ne se dea un bilet la mare, la munte, undeva, să plecăm într-o tabără studențească. Am nimerit însă peste un om foarte rău, s-a uitat la noi, a știut cine suntem și zice să vă dea Dumnezeu vostru bilet în tabără, ia plecați de aici. Și am plecat, umiliți, zdrobiți, și apoi ne-a trimis Domnul în tabără în America pe toți trei. Am plecat în America toți trei. N-a fost ușor nici după ce am terminat facultatea, când m-am mutat aici la Oradea, pentru că orice bărbat serios e din satul lui nevastă sa, să știți. Eu am devenit oradean, bihorean, cu toate că sunt născut în județul Arad. E bine, primul lucru post de inginer pe care l-am primit a fost aici pe strada Cicero, blocurile astea înalte cu 10 etaje. Astea le-am construit prima dată în Oradea. Și când am construit ultimul bloc aici, era în decembrie foarte friguros. L-am sunat pe șeful șantierului meu să cer lemne de foc, să facem foc la ultimul etaj, să nu înghețe betonul peste etajul 10. Ăsta nu-i suporta deloc pe pocăiți. De fapt, îmi și spunea pocăilă. Nu îmi spunea domn inginer sau ceva, îmi spunea, bă, pocăilă. Și când i-am spus că am nevoie de lemne, mi-a spus, bă, orice prost știe să facă foc cu lemne. I-am zis, da? Bun, mulțumesc. Am închis telefonul și am pregătit turnarea betonului noaptea aceea friguroasă de decembrie. Am ars tot ce a fost în magazia șantierului. Vopsele, prenadez, bitum, carton asfaltat, panouri de bachelite, lemne, tot ce am găsit am ars în noaptea aia. Și a doua zi dimineață am sunat la șef să-i spun că am turnat betonul și totul este în regulă. Ăsta a muțit. Zice, cu ce ai făcut foc, mă? Și am spus, cu vopsea, cu... Să-și facă cruce, nu alta. Zice, mă, tu ești bolund. I-a zis, domnul inginer, numai proștii fac lemne cu foc. I-am zis, nu mi-ai spus dumneatale. Astea erau relațiile, dacă vă puteți imagina, pe șantierele României, în școlile României, în perioada aceea. Da, n-am să vorbesc despre astea, cu toate că e o ispită foarte mare pentru bătrâni să spun amintirile, nu? Vreau să vorbesc despre un tânăr special. Poate că mesajul din seara asta o să ajungă la inima unui tânăr. A fost un băiat care a trăit într-o casă cu mulți copii. 12. Și nu toți erau de la aceeași mamă. Și nu toți se înțelegeau unul cu celălalt.
Dar avea o calitate specială. Îl iubea taică-său enorm de mult. Și a făcut o haină specială la băiatul ăsta pe nume Iosif. Iosif era un visător așa cum trebuie să fie toți tinerii când sunt tineri. Să viseze. Și povestea fraților lui visele, aspirațiile care le are el. Aspirații care îi făceau pe prăpădiții ăștia să-l urască și mai tare. Ba, l-au numit, iată vine visătorul, iată vine făuritorul de visuri, nu? Așa de tare l-au urât pe băiatul ăsta că au hotărât să-l vândă. Este un verset în Vechiul Testament care pe mine mă distrează de fiecare dată, zice... Zicea unul dintre ei, mă, să nu-l omorâm că e fratele nostru, dar hai să-l vindem că e fratele nostru. Frații, nu te omoare, nu, dar te vând. Nu. Și e cumplit să vezi că te vând, frații. Fratele meu care locuiește și acum la Pâncota, zilele astea s-a dus la CNSAS să-și vadă dosarul. Eu am refuzat categoric chestiunea asta și l-am sfătuit și pe el să stea acasă, să nu știe cine l-a vândut. Și... Ăsta s-a dus, domnule, totuși s-a dus și când am sunat ieri, zice, mă, ai avut mare dreptate, mai bine nu mergeam. Și am aflat lucruri care n-aș fi vrut să le știu. Și acum am resentimente față de o serie de oameni de care trebuie să mă feresc. Mai bine nu mă duceam. Dar zice, ascultă, din tot dosarul ăla, cel mai frecvent nume era al tău, nu al meu. Ce să vă spun, când frații nu te omoară, dar te vând, e extrem de dureros. Cei care am slujit Domnului de-a lungul anilor, am avut parte de multe vânzări de genul ăsta. Dar întâmplarea face, zicem noi, deși Dumnezeu coordonează toate lucrurile în viața noastră și nu există întâmplare, Iosif ajunge în casa lui Potifar. Potifar este dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor. Ăsta e șeful pușcăriei, dacă vreți, pentru care pușcăria la îndemână. Este cel care e bodyguard, îl păzește pe Faraon. Este Secret Service, serviciu secret, dacă vreți, aveți și dumneavoastră aici câteva. Pe vreme li se spunea securitate. O bătrânică a trecut pe roșu și a prins-o milițianul pe vremea aceea, că erau milițieni, nu polițiști ca astăzi, nu? S-au luat după americani și românii. Și zice, babo, amendă, ai trecut pe roșu. Zice, mamă, nu mă amenda, că am și eu un ofițer, așa ca dumneatale, zice, aici, în Oradea, zice, bunico, și la ce armă? Băi, zice, eu nu mă pricep. Zice, cu ce trage, bunico? Și asta zice, cu ochiul, mamă, cu ochiul, cu urechea. Ăsta era din cei care trăgeau cu urechea și cu ochiul, nu? A nostru de la trusul de construcții îl numeam ochișor. Avea niște ochi așa mari. Și știam că ăsta e cu ochii pe noi tot timpul. Ei, acest ochișor de aici, din a lui Potifar, Potifar îl ia pe Iosif, îl cumpără pe Iosif. Aici vreau să vă spun tinerilor ceva care eu țin enorm de mult la treaba asta. Copilul ăsta, tânărul ăsta, avea o relație personală cu Dumnezeu. Ăsta se ruga, ăsta știa despre Dumnezeu, îl cunoștea personal pe Dumnezeu. Dacă ați văzut vreodată vreun meci de baseball de la american, nu? Băia care dau cu bățul, noi românii bănuim pe americani că au furat oina noastră românească, că noi am dat cu bățul prima dată, zicem noi românii, și americanii ne-au furat, domnule, și jocul ăsta național. Ei, în jocul ăsta, așa, la bază, acolo unde stă ăla care dă cu bățul, este locul în care ar trebui să avem o conexie specială cu Dumnezeu în viața noastră. Să știm cine suntem, ce are Dumnezeu de lucru cu noi. Și apoi când nimerim să dăm în minge, trebuie să fugim la prima bază, care e caracterul. Trebuie să ne formăm caracter.
Și mie îmi place foarte mult să cred că școlile creștine de astăzi, pe lângă faptul că învață competență și învață pe tineri școală și materie și matematici și așa mai departe, învață pe copii să fie oameni de caracter. Asta lipsea, de fapt, școlii fără Dumnezeu de altă dată. Nimeni nu avea treabă cu caracterul nostru. Se pare că erai cu atât mai simpatizat cu cât erai mai imbecil, cu cât erai mai necivilizat, erai mai simpatizat de regim, erai mai de-al lor. E bine, o școală creștină trebuie să creeze oameni cu caracter. Dar nu e suficient să ai numai caracter, trebuie să mergi mai departe la comunitate și să te înțelegi bine cu oamenii, să iubești oamenii. Știți că în Sfânta Scriptură ni se spune că trebuie să unim cu vorba fapta, cu fapta și așa mai departe și să ajungem la iubire și la iubire de toți oamenii. Să iubim umanitatea în general, să iubim omul, ființa creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Poți să fii om de caracter, dar dacă nu știi să comunici cu ceilalți oameni și să-i respecti pe oamenii din jurul tău, vei avea un faliment în viață. Îmi place să cred că școala creștină construiește relații comunitare, învață pe copii cum să relaționeze cu ceilalți, cum să comunice, cum să respecte pe ceilalți oameni. Și de-abia pe urmă, școala trebuie să te învețe competență, să fii bun la matematică, la cine știe ce altă materie și să devii foarte bun în ceea ce vei face în viață. Dacă urmăriți viața lui Iosif, Iosif respectă perfect jocul ăsta, dacă vreți. Este un tânăr care îl cunoaște pe Dumnezeu, are un caracter extrem de solid, este bun cu oamenii, știe să comunice cu oamenii foarte bine și apoi este extrem de competent în ceea ce el face. Eu cred că rolul unei școli creștine este exact aceste trei lucruri să ne învețe. Practic patru. Primul, să avem o relație personală cu Dumnezeu, să ne construim un caracter foarte puternic, să știm să comunicăm și să ne înțelegem cu oamenii și apoi să fim foarte competenți în ceea ce noi vom face. Haideți să-l urmărim un pic pe Iosif și să vedem dacă e adevărat lucrul ăsta în viața lui. Sfânta Scriptură spune în versetul 3 pe care l-am citit că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Domnul era cu el. Dacă nu îl cunoști pe Dumnezeu și nu duci o viață reală de rugăciune, de părtășie cu el, Domnul nu este cu tine. Și dacă aveți nevoie de ceva, tinerii mei, în viața asta, este să fie Dumnezeu cu voi, pentru că viața nu este ușoară. Viața nu o să fie deloc sportivă cu voi. Există atâta nedreptate în lumea asta în care noi trăim. Noi ne înșelăm că trăim o vreme frumoasă, bună, de libertate și îmi place entuziasmul dumneavoastră. Eu nu mai sunt așa de entuziasmat când văd însă ce se întâmplă în lumea din jurul nostru. Sunteți aici lângă un război cumplit care se desfășoară la granița acestei țări, care se poate extinde într-o orice zi și în teritoriile românești. Orientul Apropiat este într-un război absolut cumplit. Și nu orice țară este în război, este țara lui Dumnezeu, este Israel, este poporul lui Dumnezeu. Relațiile dintre America și China nu sunt deloc bune la ora actuală. Toate țările democratice din lume sunt într-un declin cumplit. Pentru că democrația a deschis ușa destrăbălării, a corupției, a tot ce este abject și mizerabil în această lume. În numele democrației, bărbații se căsătoresc între ei, femeile la fel, se propovăduiește că putem să schimbăm sexul când vrem noi. Copiii din America, de exemplu, sunt instruiți că pot să decidă să fie de celălalt sex când vor și părinții n-au decât să accepte asta și nu se pot amesteca în decizia acelui copil. Vremurile pe care noi le trăim sunt îngrozitor de cumplite. Și tot entuziasmul nostru, ne bucurăm de libertate, până într-o zi.
care poate să fie mâine. E bine, atunci când vin greutățile vieții, dacă ești singur în fața lor, ești un om pierdut. Cei care au biruit întotdeauna greutățile au fost oamenii care l-au cunoscut pe Dumnezeu și s-au încrezut în Dumnezeu. De aceea, ceea ce face biserica astăzi ar trebui să întărească tot mai mult legătura oamenilor cu Dumnezeu și să încurajeze, mai ales pe cei tineri, să nu ia viața în piept de unul singur, ci să meargă împreună cu Dumnezeu. Domnul să fie cu voi, tinerii mei. Domnul era cu el și Domnul făcea să meargă bine lui Iosif. Asta vă doresc și vouă, să fie Domnul cu voi și să vă ajute să vă meargă bine în această viață. De îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui, toate lucrurile mergeau bine în casa lui Potifar. Ei bine, toate lucrurile au mers bine până când doamna Potifar, o femeie bogată și probabil singură, un bărbat tot plecat de acasă, tot timpul o cătană din aia care e pe teren, cum era bărbatul ei, a pus ochii pe Iosif și a făcut propunerea aceea mizerabilă, la care Iosif a răspuns într-un mod extraordinar. Ce, cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Observați? Iosif este legat de Dumnezeu. Caracterul lui este legat de Dumnezeu și spune, nu pot să fac un asemenea păcat atât de mare din pricina lui Dumnezeu. Eu îl ofensez pe Dumnezeu. Pentru că, tinerii mei, orice păcat îl ofensează pe Dumnezeu în primul rând. În primul rând. Dumnezeu este împotriva oricărui păcat. Iosif știe foarte bine lucrul ăsta și dovedește un caracter extraordinar. Astăzi, să fugi din fața unei asemenea oferte, nu? Râde lumea, nu? Ei, mai bine să râde lumea decât să râde satana de tine. Fuga nu e, asta nu e o fugă rușinoasă, este o fugă sănătoasă. Ferice de cei care știu să fugă din fața ofertelor asemenea cu coane. Iosif are un caracter extraordinar și nu cedează, nu cade în capcana asta absolut deloc. Ajunge la pușcărie, pentru că lumea asta strâmbă în care noi trăim nu recompensează cinstea, onestitatea, caracterul, pedepsește asemenea lucruri. Intră la pușcărie acuzat pe nedrept de cucoana asta, nu se apără absolut deloc, pentru că își dă seama că este inutil. Are de-a face cu nomenclatura societății, cu oameni puternici, cu influență. Știe că femeia asta îl conduce de multă vreme pe bărbate sau, nu? Și probabil are influență și asupra imperiului. Pleacă la pușcărie, nevinovat. Mai bine să suferi la pușcărie nevinovat decât să suferi în fundul iadului vinovat de păcatele astea. Iosif știe, se resemnează și se duce acolo. Și aici avem o surpriză și mai mare. Acolo, la închisoare, Iosif știe să încurajeze pe cei descurajați. A văzut într-o zi pe unul cu fața lungă, necăjit, el necăjitul pământului, al nimănui, vândut de frați, într-o țară străină, probabil nu avea absolut pe nimeni. Nu-l vizita nimeni la pușcărie. Când unul dintre băieții mei în adolescență a făcut un lucru rău, i-am spus, mă, dacă să ajungi la pușcărie, am să vin să te vizitez. Nu. Iosif nici măcar atâta, n-avea un tată pocăit care promite să-ți ducă chiftele la pușcărie, nu din când în când. Nu, ăsta era singur, absolut singur. Vede niște oameni necăjiți, intră în vorbă cu ei și încurajează. Și ajunge mai marele pușcăriei. Ajunge liderul necăjiților din pușcărie. Iosif are o dexteritate extraordinară de a vorbi cu oamenii, de a comunica cu oamenii, are empatie, știe să înțeleagă suferințele altora, știe să asculte necazurile altora. Astăzi toată lumea știe să vorbească, dar nu știe să asculte. Pentru că în ultima vreme ne-am apucat de scris, am văzut o caricatură care un pic m-a
M-a distrat, dar și m-a îngrozit într-un fel. Era o vitrină mare plină cu cărți și doi bărbați stăteau în față. Zice, mă, astăzi nu mai citește nimeni. Dar ala zice, nu, că s-au apucat de scris. Toată lumea scrie. Toată lumea vrea să vorbească. Toată lumea, foarte puțin vor să se mai asculte, nu? De-aia noi, predicatorii, spunem, iubiți ascultători. Ce ne-am face fără voi, nu? Dacă nici voi nu ne-ați asculta, ce s-ar întâmpla de noi? E, Iosif știe să comunice cu oamenii, știe să-i asculte pe oameni. Foarte greu ne intre nou în cap că ascultarea face parte din comunicare. Nu? Noi de-abia așteptăm să tacă ăsta cu care vorbim, să-i spunem noi ce avem noi de spus, nu? Asta înseamnă un fel de dialog a surzilor. Eu n-aud ce zice el, el n-aude ce spun eu. Și nici nu ne pasă, de fapt, ce spune. Dar vrem să vorbim. Când am învățat limba engleză, aici în Oradea, am avut un profesor foarte simpatic, care ne-a încurajat, zic eu, foarte bine pe vremea aceea. Ne plângeam că, omule, accentul, tot felul, pe mine și acum mă întreabă cineva de unde vin, știi? Când spun ceva în engleză, mă întreabă de unde vin. Și spun, domnule, eu vorbesc engleza din Bihor. Am accent. Acolo toți se nasc cu un accent. Am spus, toată lumea se naște cu un accent în Bihor. Vorbesc engleza din Bihor. Ei, bine, când comunicăm, uităm că și ascultarea face parte din comunicare. Și ar trebui să ascultăm. Și mai ales, părinți, ascultați și ce spun copiii voștri. Răsteala aceea, taci din gură. Ascultă, eu vorbesc aici acum, nu? Nu întotdeauna e sănătoasă. Ascultă și ce spune copilul acela, pentru că s-ar putea să spună ceva care te interesează. În al treilea rând, Iosif dovedește nu numai o abilitate de a comunica cu oamenii, de a se înțelege bine cu oamenii, de a ajuta pe oameni, de a iubi oamenii. Iosif dovedește competență în tot ceea ce el face. Când l-a auzit faraon ce proiect are el pentru foametea care va veni, zice, dar pe cine altul avem noi mai bun decât tine să te punem să conduci tu lucrul ăsta? Și a condus o țară întreagă și a salvat-o de la foamete. Iosif a dovedit competență. Cum nenorocirea este că foarte mulți oameni se uită numai la competența celorlalți. Când te angajează, imediat, știi să faci asta? Da, bun, te-am angajat. Bun, dacă ăsta e un host și un tâlhar, ce faci? Nu, n-are caracter. Îți vinde și îți ruinează firma. Dacă ăsta nu se înțelege cu ceilalți, nu comunică, știți că majoritatea oamenilor își pierd slujbele pentru că nu știu să se parte cu ceilalți colegi? Cei mai mulți oameni își pierd slujbele pentru că nu se integrează în comunitate. Nu știu să comunice cu ceilalți. Am auzit pe un păstor care spune, măi, eu aș fi foarte bun pastor dacă n-ar fi oameni în biserică. Yeah. Și eu cred că unii ar fi foarte buni dacă ar avea numai bănci goale în biserică. Am participat la mormântarea unui păstor baptist foarte mare, pe care eu l-am respectat mult, și l-au pus pe un tânăr, liderul tineretului din biserică, să spună un cuvânt la mormântarea păstorului senior, bătrân, fondator al bisericii. Asta era un băiat român care a uitat limba română, o vorbea trunchiat și ne-a spus despre fratele că în tinerețe a pus niște buturugi în grădina casei și predica la buturugile alea. Și zice, și-a continuat să facă lucrul acesta până când a murit. Cum eu mă uitam la buturugile din sală, care nu erau deloc fericite de titlul ăsta care l-au primit din partea acestui tânăr. Când Dumnezeu te binecuvântează, când ai o relație cu Dumnezeu, îți construiești un caracter solid. Știi să vorbești cu oamenii și ești competent. Uitați-vă la toate astea, la lucrurile astea, dacă angajați pe cineva, vă rog.
omul ăsta are caracter, dacă nu are, o să fie o mare dezamăgire și va fi încă un caz pe Facebook și de scandal în presa locală sau penticostală, dacă vreți, așa cum noi am mai avut. Uitați-vă la relațiile acestui om cu ceilalți, să înțelege cu ei, sau este un om de scandal și unde îl pui numai durere și necaz. Dar uitați-vă și la competență, nu? Pentru că facem și greșelile celelalte. Mă, e băiat bun, e de-al nostru, e de sat de la noi, neam cu noi, e drăguț, simpatic, dar habar n-are. Lasă că învațe, nu o să învețe niciodată. Uită-te la toate astea. În tinerețea pe care o aveți, ca dar din partea lui Dumnezeu, încercați, iubiții mei tineri, să aveți o relație personală cu Domnul nostru Iisus Hristos. Să nu fie numai un cuvânt din ăsta religios, numai un termen din ăsta pocăiesc, nu? Cântăm despre El, spune câte o poezioară, dar nu avem nimic de a face cu El. Cunoaște-L personal pe Dumnezeu. Construiește-ți un caracter solid. Fugi de poftele tinereții, cum spune Apostolul Pavel. Fugi de ele. Rămâi integru până la capăt. Indiferent ce cost mare vei plăti. Apoi, construiește relații sănătoase cu oamenii din jurul tău. Fii bun, fii prietenos, fii plin de dragoste, de înțelegere, de sacrificiu pentru celălalt. Ajută-i oamenii. Iubește cu adevărat. Și apoi devină competent în ceea ce faci. Dacă te duci la matematici, devine profesor de matematică, dacă trebuie. Dacă te duci, cine știe, în tehnologie, fii primul dintre toți. Fii cel mai bun unde te duci. Și vei aduce onoare și cinste lui Dumnezeu acolo unde vei fi.